Slăvit să fie Domnul pentru seara aceasta. Amen. Ne bucurăm că Dumnezeu a vorbit, ne-am bucurat și de cântările de laudă pe care copiii, tinerii, frații, surorile le-au adus pe altarul Domnului și îl rugăm pe Dumnezeu să rămână în mijlocul nostru. Amin. Amen. Din Matei, din capitolul 22, am pe inimă să citesc ceva și haideți să stăm în picioare înaintea lui Dumnezeu și înaintea Cuvântului Sfânt. Matei 22, cu versetul 1 în jos. Iisus a luat cuvântul și le-a vorbit iarăși în pilde și a zis Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său a trimis pe robii să-i să cheme pe cei poftiți la nuntă. Dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși alții robi și le-a zis, spuneți celor poftiți: Iată că am terminat-o spățul meu. Juncii și vitele mele, cele îngrășate, au fost tăiate. Toate sunt gata. Veniți la nuntă. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat unul la holda lui, altul la negustoria lui. Ceilalți au pus mâna pe rob și au bătut joc de ei și i-au omorât. Când a auzit împăratul, s-a mâniat, a trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Atunci a zis robilor săi, nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Duceți-vă dar la răspântile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni, și răi. Și o daia ospățului de nuntă s-au umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Prietenei a zis el: Cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a amuțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: Legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Amin. Vă rog frumos să reluați locurile. Fraților și surorilor, textul acesta ne vorbește și în special vreau să mă adresez copiilor și tinerilor de aici, pentru că vreau să le spun și lor o întâmplare din viața mea. Eram destul de mic încât să nu fac deosebirea dintre un porc și un bivol. Am plecat pentru prima dată cu părinții mei la Valea Florilor de la Câmpia Turzi, unde m-am născut, eram pe tren, nu știu câți ani aveam, în orice caz aveam un trei ani, trei ani și ceva, poate patru ani, plecat de la oraș, nu știam tare bine animalele să le deosebesc, Atât rețin că trecând cu trenul, printr-un loc așa, erau niște animale acolo și am strigat, uite un porc cu corne, de era bivol. Era bivol, nu știu că la bivol, eu ziceam că e porc cu corne. Au început să râdă oamenii din compartiment de mine, dar nu aici vreau să ajung. O să vedeți imediat, pentru că am fost în situația lui omul ăsta de aici, în pilda noastră. Mergem mai departe, și când ajungem, gândiți-vă, era așa un timp, poate început de primăvară, încă mai raze pezi, încă nu se dezghețase pământul, și mergem la Valea Florilor, într-un sătuleț frumos așa cum e numele, așa era și satul la plin cu flori, dar fiind primăvară, începeau să se topească sloiurile de gheață și ajungem acolo în casa unei surori a bunicului meu. Ce s-a întâmplat? Ajungând acolo, eu și cu fratele meu, care era cu doi ani mai mare decât mine, intrăm în casă și vedem deasupra târnațului sau prispei, cum îi spuneam noi, Vedem la ușa podului deasupra agățate niște lucruri roșii. Cum le-am văzut? Am zis către el, cireșele. Și el a zis, cireșele. Acum gândiți-vă că în timpul acela în care noi am plecat, era înainte de Revoluție. Atunci nu existau magazine de astea ca să aducă din toate părțile lumii marfă, mai ales fructe, nu erau cireșe la ora aceea. În timpul acela nu existau cireșe în România. Dar noi am văzut cireșele. Și acum abia am așteptat ca să intre părinții noștri în casă și să vorbească cu bătrânii. Și eu cu fratele meu ne-am cățărat frumos pe scara podului, am întins mâna, am rupt o sfoară de cireșe și am fugit cu ea în poiată, adică în grajdul unde erau animalele. Era acolo un vițel pe care îl băteam mereu, că ne plăcea cum sărea, îl băteam cu biciu, dar de data asta nu l-am mai bătut, ne-am ascuns în spatele vițelului și hai să ne apucăm de mâncat cireșe. Eu am luat o cireașă de acolo de pe sfoară roșie, așa rotundă, și când am vărât-o în gură, a început să mă usture și să mă piște și să-mi ia foc gura, am început să-mi curgă lacrimile, am început să mă șterg la gură și cu mâinile mi-am întins usturimea și focul ăla pe la ochi, pe obraz, pe urechi, pe toată fața și atunci am început să urlu. N-am știut ce e aia, cireașă pișcătoare, nu știam, nu știam ce era aia. Am început să urlu. Fratele meu urla la fel, urlam amândoi. Părinții s-au speriat, au crezut că am căzut în fântână. Dar să știți că am căzut într-o fântână, nu în aceea care era în curtea bunicilor bătrâni, am căzut în fântâna păcatului, în care cad mulți. Ieșind părinții afară și văzându-ne cum urlam și cum plângeam, fața roșie, tot nu știam ce se întâmplă, am zis, cireșele, cireșele, ce cireșe, mă, acum, primăvara, la început de primăvară, nu există așa ceva, mă, ce cireșe, nici măcar n-au înflorit copacii, pomii, nimic, ce cireșe și am dus și le-am arătat, uite cireșele, ei, v-am zis noi să nu furați și voi ați venit să furați. Ați văzut ce ați pățit dacă ați furat. Ați pus mâna pe cireșele satanei. Vedeți? Alea au fost cireșele satanei. Erau niște pișcători de aia rotunzi, așa, înșirați posfoară și aia i-am furat noi și am zis că mâncăm cireșe. Când ne plăceau, erau dulci, dar alea nu au fost dulci. Ei, ce se întâmplă? Biblia vorbește aici, în pilda asta, despre un hoț. Și vreau să-mi intitulez mesajul, spuneam în special pentru copii, pentru tineri, judecata hoțului. Judecata hoțului. Am găsit un cuvânt, în 1 Corinteni, capitolul 6, și vreau să-l citesc, pentru că aici spune foarte clar cuvântul sfânt așa, versetul 9. Nu știți, și asta e prima listă a focului, mai sunt câteva liste ale focului, nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni în împărăția lui Dumnezeu? Adică ce? Eu să nu intru în cer? Da, tu nu vei intra în cer. Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici prea curvarii, nici malahi, nici sodomiții, nici hoții. Uite că aici eram și eu cu fratele meu, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Degeaba mi-au spus mie tata și mama, băi, nu fura, mă, nu fi hoț, că eu am fost atras de cireșele satanei și diavolul m-a luat și m-a păcălit și imediat am început să stric cireșele, cireșele și v-am explicat ce s-a întâmplat cu mine. Ne aflăm într-o pildă, în care mai întâi trebuie să explicăm și să vedem care sunt elementele acestei pilde. Ce era de fapt o pildă, fraților și surori, așa ca într-o paranteză? O pildă este o întâmplare reală pe care Domnul Hristos o aduce în fața ucenicilor și în fața noastră și această întâmplare reală are, are o concluzie. Fie că Domnul o anunță din start, fie că o anunță la final, fie că o repetă și la început și la final, dar acea concluzie este o învățătură biblică profundă pe care Domnul ne-o transmite. Învățătura acestui text este scrisă în versetul 14. Mulți sunt chemați, puțini sunt aleși. Ce ne spune această pildă? Ce întâmplare are această pildă în ea? Este vorba de un împărat, face nuntă fiului său, trimite un rând de robi. Sunt primii robi care merg și cheamă: Haideți la nuntă! Există niște oameni poftiți la nuntă, dar oamenii ăștia nu vor să vină. A doua tură de robi, da? Al doilea rând de robi se duc și iară răspund. Spuneți celor poftiți, mi-am gătit o spățul, totul este gata, veniți la nuntă. Versetul 5. Nu le pasă, unul pleacă la hold, altul la negustorie, alții încă mai răi și bagiocoresc pe robi. Apoi, a treia chemare, versetul 8. Iarăși, merg robi, nunta este gata cei poftiți n-au fost vredni, știți ceva? Mergem la răspântii, la încrucișări de drumuri, aducem tot ce găsim și atunci odaia se umple de oaspeți. Ce se întâmplă? Că vine împăratul să-și vadă oaspeții și în contextul acela istoric și cultural, erau așa cum ați văzut dumneavoastră în unele biserici, există coriști care au robe pe ei. Aveau, așa erau și la nunțile de atunci. Erau niște robe, erau niște haine speciale pe care le dădea împăratul. Împăratul voia ca toți mesenii lui, toți invitații lui să aibă aceeași haină același tip de haină. Și împăratul intră, se uită și vede pe unul, măi, tu ai altfel de haină. Unde-i haina mea? Ce ai făcut cu haina pe care eu ți-am dat-o? Ai vândut-o? Ai dat-o la altcineva? Ai disprețuit-o? Ai aruncat-o la gunoi? De ce ai venit tu cu haina ta? De ce vrei să furi ceea ce eu am vrut să-ți dăruiesc? Eu am vrut să-ți dăruiesc, dar tu furi. Tu pui ceea ce ai tu. Tu pui ceea ce vrei tu tu îți pui ideile tale, tu îți pui gândurile tale, tu îți pui ținuta ta, tu vrei să intre așa la nuntă, nu se poate așa ceva. Și imediat îi cheamă din nou pe robi. Da, este a patra chemare, dar cea mai dureroasă, cea mai drastică și mai dureroasă. Și îi spune așa, știi ceva? Cu omul ăsta care m-a păcălit, m-a furat, mi-a furat slava mea, mi-a furat haina pe care eu am vrut să-i o dau și nu era corect că am vrut să-i o dăruiesc cadou, dar el a venit și a făcut altceva, știți ceva? Îl luați, îl legați în întunericul de afară, acolo e plânsul și scrâșnirea dinților. Și așa se termină istorioara asta. Asta ne transmite pilda mulți chemați, puțini aleși. Da? Și acum mă duc în textul nostru ca să explicăm puțin pilda aceasta. Pildele pe care Domnul le transmite în Evanghelii, pildele acestea au paralelisme sintetice sau antitetice. Există o asemănare între elementele pildei și realitățile cerești, realitățile împărăției lui Dumnezeu, sau există o deosebire. Amintiți-vă ce vorbește Domnul, auziți ce spune judecătorul nedrept, dar Domnul care e judecătorul cel drept. Deci aici este o opoziție între elemente. Dar în Pilda pe care noi o discutăm în seara aceasta există asemănări. Mai ales că versetul 2 precizează Împărăția cerurilor se aseamănă cu ce? Unu, un împărat. Cu cine se aseamănă împăratul din pilda noastră? Cu împăratul împăraților și domnul domnilor, Dumnezeu Tatăl. Asta ne spune Noul Testament în special. De ce? Împăratul are un eveniment cosmic. În evenimentul acesta cosmic se va desfășura nunta lor. Va fi un eveniment extraordinar în care va fi angajat tot cosmosul, toată creația lui Dumnezeu. Al treilea element, uitați-vă aici, împăratul, împăratul împăraților, domnul domnilor, Dumnezeu Tatăl, evenimentul, nunta, al treilea element, fiul, fiul, Mirele, a făcut nuntă fiului său. Cine credeți dumneavoastră că este Mirele de la nunta cea mare? Este Domnul nostru Isus Hristos, slăvit să fie El. Amin. Și apoi mergem la elementul numărul 4, versetul 3. Înainte ca nunta să pornească, a trimis pe robii săi. Care sunt robii aceștia? Vestitorii Evangheliei. Că vestesc Evanghelia prin cântare, că prin predicare, în special prin viața lor, ei sunt niște vestitori a Evangheliei. Și apoi elementul 5. A trimis să cheme, este o acțiune aici, să cheme, chemarea. Și chemarea aceasta poate fi, cum spuneam, predicarea, poate fi cântarea, poate fi chiar vestirea prin propriile tale fapte. Mai ales când 2 Corinteni 5 cu 19 spune, trimiși în puternicița lui Dumnezeu și vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Asta e chemarea, rugămintea fierbinte a oamenilor Evangheliei care vin și cheamă pe oameni la nuntă. Dar uitați-vă, fraților și surori, că merge mai departe. Am răspuns la prima provocare, la prima întrebare. Ce ne spune pilda în primul ei strat, da? Am vorbit despre împăratul care a făcut nuntă și unul la nuntă n-a avut haină. Ce ne spune pilda în profunzimea ei, împăratul împăraților, tatăl ceresc, face nuntă fiului său, la nuntă sunt chemați oamenii prin vestitorii Evangheliei și la nuntă aceasta am fost chemat și eu și ai fost chemat și dumneata și tu și mai ales copilașii sunt chemați și tinerii sunt chemați la nunta mielului. Nici ei nu pot să lipsească de acolo și zic, Doamne, mântuiește pe toți copiii Bisericii Filadelfia. Dar haideți să mergem mai departe. Pentru că există o a doua provocare. O a doua provocare. Câte tipuri de oameni se diferențiază în fața chemării? Că aici e marea problemă. Uitați-vă, merg oamenii aceștia să vestească Evanghelia. Să vestească Evanghelia. Fie, spuneam, prin cântări, fie prin recitări, fie prin predicări. Evanghelia se vestește. Prin radio, prin internet, peste toate meridianele, Evanghelia sună și vocea Evangheliei se aude, e clară, e răspicată. Atitudinile, e al doilea element: Cât câte tipuri de oameni se diferențiază în textul nostru, câte atitudini, feluri de atitudini se diferențiază aici. Uitați-vă, prima atitudine, că ne interesează foarte mult. Versetul 3. Primul, prima chemare, prima strigare. Merg robii și începe evangelizarea. Și când începe evangelizarea, ăștia încep. Haideți la Domnul, haideți la mântuire. Acum eu spiritualizez pentru că ne interesează direct pe noi. Veniți, începe nunta nunților. Nunta mielului imediat va fi gata să pornească. La nunta asta ești așteptat și tu. Fie că ești copil, fie că ești tânăr, fie că ești om în vârstă, nu contează, ești chemat, ești așteptat. Și uitați-vă, primul tip de oameni dar ei n-au vrut să vină. Sunt îndărătnici. Și atâția mai sunt și în vremea noastră îndărătnici. Atâția mai sunt, atâția mai sunt. Într-o biserică s-a dus un tânăr la păstor și au zis, auzi, eu zic la păstor, eu nu înțeleg, frate, ce nu înțelegi, măi? Am citit Biblia, am citit, Vechiul Testament și în special Geneza, și am citit despre Arca lui Noe. Păi frate, păstor, alea povești acolo. Cum crezi că o putut să intre elefantul ăla așa de mare pe ușa corăbii? Răbuia să facă o ușă mare cât o casă între elefantul. Nu, ce povești? Nu, eu nu cred așa ceva. Alte animale care au fost mari, inocerul, hipopotamul, n-au putut să intre. Și chiar dacă au intrat, cum încăpeau acolo? Și tot i-a adus tot felul de argumente păstorul s-a uitat la el, a zâmbit și a zis, auzi măi, hai să zic și eu o poveste. Atunci când tata noie a început să deschidă ușa, să intre animalele în corabie, o veni măgărușul și a zis către tata noie măgărușul, auzi, eu nu știu cum o să intre aici elefantul și cu rinocerul și cu hipopotamul. Și a zis tata noie măgărușule, dacă nu intru, iau scorbaciul la tine, adică biciu. Și atunci o înțeles tânărul. O înțeles? Zice, să nu mă bați, eu zic la păstor, să nu mă bați, că zice, eu intru, eu vreau să intru. Dar vedeți, sunt oameni care sunt îndărătnici. Sună Evanghelia, îi spune să se pocăiască, măi și el îndărătnic. Am fost în misiune la Orăștie, l-am iubit mult pe fratele Moisică din Orăștie, mi-a plăcut de omul acesta, am fost și prieteni în partea finală a vieții lui. M-am dus într-o zi la Orăștie, era evangelizare. stau lângă cineva, îi lângă mine acolo, cânta din toată inima, era mai în vârstă, poate să fi avut 70 sau 70 plus, oricum, avea către 80 poate. Și mă uit la el cu atâta drag, zic, Domnul, ste bine cuinteze, de câți ani ești la mântuire? Să uită la mine, zice, domnule, eu vin în biserica asta de 20 de ani, dar încă nu m-am hotărât să mă pocăiesc. Păi da, zic, știi cântările, le ști pe eros, cânta după frat, tot, predică cineva, știi versetele, le iei din gură, le rostești, le, le, ai citit Biblia. Ce Domne, îmi pare rău să-ți spun treaba asta. Nu m-am hotărât încă să mă pocăiesc. Păi dar cât mai aștepți? Și uitați, vedeți, sunt îndărădnicii. E primul tip de oameni de aici. Și am găsit mulți oameni de genul ăsta în biserici. Dar știți care e problema? În defavoarea ta nu primești tu Evanghelia. Cine pierde dacă tu noaptea asta mori? și îți cere Dumnezeu înapoi sufletul și te duci în iad, că o să vedem imediat despre ce e vorba, că merge mai adânc, merge mai adânc, pentru că aș vrea să-i trezezi mai ales pe tinerii de aici, pe copiii de aici. Cine pierde dacă nu tu? Ăștia au respins, n-au vrut să vină. Primul tip de oameni, al doilea tip de oameni. Versetul 4, un nou rând de robi, se duc, strigă, cheamă, și versetul 5. Dar ei, fără să le pese, ăia alții sunt dărădnici, aia spun pe față, eu nu mă pocăiesc, lasă-mă în pace, du-te de aici. Ăștia alții stau și dorm. Să aude Evanghelia, ce băi, așa, așa, așa. Nimic ca domnul ăștia, nepăsători ăștia, să gândesc la altceva. Pe ăștia nu interesează vestirea Evangheliei, mântuirea, întoarcerea la Domnul. Ei sunt nepăsători. Fără să le pese de poftirea lui, au plecat. I-au și ignorat pe robi. Unul merge la holdă, altul merge la negustorie. Și ăștia sunt nepăsătorii și am întâlnit oameni nepăsători în biserică. Și spune Biblia, vai de cei nepăsători în Sion, trece mântuirea pe lângă tine, se botează altul în locul tău. Cum spunea păstorul nostru, fratele Negrușer, zice, m-am dus în Spania și după ce s-a făcut botezul, era la un botez acolo, am anunțat și am zis, mai vrea cineva să încheie legământ cu Domnul. Deci a venit pe culoar un negru, nu era îmbrăcat în haină de botez, nu era... s-a băgat în apă, lângă noi. Și prin translator, el așa a înțeles Evanghelia în ziua aceea, prin translator, că nu știa română, dar prin translator, limba spaniolă. Și deci eu vreau să mă botez. Pe mă, omule, ai citit Biblia odată la cap la cod, ai, ai, parcurs măcar un program de catehizare, ceva, nimic, nimic, nimic. Păi atunci ce faci? Și au zis cum făcea asta, zice, dacă nu mă botezați, mă botez singur. Și uite așa făcea, să cobora el în apă. Păsta vine, măi, și îți fură, îți fură locul la nunta mielului și tu nepăsător. A, tata meu e păstor, tata meu predică Evanghelia. Eu mă duc, am o afacere, după ce rezolvă afacerea, vin și mă pocăiesc. Mai garantez tu pe ziua de mâine? Te duci și îți o mașină frumoasă, Garantez tu că înapoi o să vii pe picioarele tale sau te vor aduce alții? Că s-au întâmplat atâtea accidente și atâtea probleme. Lasă, dă pace. Știu eu asta. O să mă pocăiesc într-o zi. Dar acum nu îmi pasă. Al treilea tip de oameni în fața Evangheliei. Uitați-vă câte tipuri de oameni sunt aici. A treia tip de atitudine, versetul 6. Persecutorii, ucigașii, închizitorii. Luați-o cum vreți. Ceilalți au pus mâna pe robi. Și au bătut joc de ei și i-au omorât și atunci împăratul se mânie și socotește pe ăștia ucigași și lovește cu moartea, vedeți? Clar, plata păcatului e moartea și ucigașii trebuie să moară. Cine pune mâna pe sabie va fi pedepsit cu sabia. Dar sunt atâția de genul ăsta persecutori printre noi care vin și spune ha 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 și tu ți-ai pus colțul la batic mai lung și râde călugărițo călugorii, cine știi cum mă zice și își bate joc de tine și aici în biserică și râde de tine. Vedeți, persecutori, sunt printre noi de multe ori. Și aia trebuie să pocăiască, că altfel vai de ei. Uitați-vă, al treilea tip de oameni, al patrulea tip de oameni, de unde, de fapt, s-a dispersat și omul ăsta, al patrulea tip de oameni, cei chemați, cei chemați știți ce mă face, nu știu, să mă gândesc așa la un lucru. Posibil că primele trei tipuri de oameni, ăștia care au respins total Evanghelia, nepăsătorii, persecutorii, mare parte din ei sunt lume. Dar deja ne apropiem de unul care a auzit Evanghelia, care a auzit chemarea, care a venit, a răspuns pozitiv chemării. Celelalte trei tipuri de oameni n-au răspuns pozitiv, au zis, pe mine nu mă interesează, am plecat. Pe mine nu mă interesează, te lovesc. Pe mine nu mă interesează, lasă-mă în pace. Dar aici deja suntem la al patrulea tip de oameni chemați, versetul 10, da? au strâns pe toți cei pe care i-au găsit buni și răi. Uite, în biserică sunt buni și răi, îți chemați, îți chemați. Dar nu toți sunt buni, sunt și răi. Și de aici imediat apare tipul 5, hoțul din adunare, l-am numit eu aici, păcătosul, cel nenăscut din nou, cel care nu vrea să se pocăiască, nepocăitul, e aici în adunare. Și uitați-vă ce se întâmplă cu el, vine împăratul, nu îi zice fiule, îi zice prietene, vedeți, o mare diferență. Cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Și atunci îl aruncă. Și mai este tipul 6, pe care îl găsim în versetul 14, mulți chemați, dar puțini sunt aleși. Există și aleși în biserică. Și pentru ei Dumnezeu pregătește o mare sărbătoare și anume nunta mielului. Dar acum haideți să mergem mai departe și să vedem cum vor fi judecați hoții sau să explicităm termenul ăsta cei dependenți, nu de Dumnezeu, ci de orice altceva, oamenii care au probleme, fie cu telefonul, fie cu altceva. Și haideți să ne închipuim o sală mare de judecată despre care vorbește Scriptura în Apocalipsa în capitolul 20. Aici, în Apocalipsa, în capitolul 20, lui Ioan se arată prin Duhul Sfânt ceva. Știți ce se vede în Apocalipsa 20, versetul 11? Un scaun de domnie mare și alb, pe cel ce ședia pe el, l-a văzut Ioan acolo, pământul și cerul fug dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele, spune cuvântul aici. Am văzut atunci, spune Ioan, morții, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Pe ce stăteau în aer? Nu aveau suport pentru picioarele lor. Oricum, sufletele lor stăteau înaintea lui Dumnezeu. Niște cărți au fost deschise. Și a fost deschis o altă carte care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Moartea și locuința morților în iazul de foc, iazul de foc moartea a doua, oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc. Povestea un frate de la baptiști, un frate pe care îl apreciez, un frate păstor, botezat din Domnul cu Duhul Sfânt, spunea că la ei în sat s-a pocăit unul așa mai ca și ăștia din pildă, primele 4-5 categorii din pildă. Nu s-a pocăit cum trebuie, mai trăgea câte un fum de țigară nascuns. Într-o noapte omul ăla a avut vis că era răpirea și a apărut un înger mare cu un catastiv mare, cu o listă mare, cu o carte în care erau scrise numele celor care zburau. Îți citea numele din carte și imediat omul ăsta i vedea din biserică. Pleca. Spre ce? Altul, altul, altul. Și merge, zice, auzi, Caută-mi și mie numele în cartea vieții. Vezi, e scris, zice, e scris, mă dai, cam a fumat, mă și tu nu poți să te duci. L-a fumat cu fumul de la țigară. El s-a trezit. Să s dus la biserică, zice, fraților, vreau să mă pocăiesc, dar tu nu te-ai pocăit când te-am botezat. Nu, 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 că zice, eu fumez în și Dumnezeu m-a trezit. Vedeți, cam așa se întâmplă. Și acum gândiți-vă la o sală mare de judecată și dacă pe pământ, într-o sală de judecată, nu ai voie cu ceva, și trebuie să faci ceva exact așa și acolo. În sala de judecată a lui Dumnezeu, atunci când vor fi judecați vii și morții, nu ai voie să ascunzi arme, să te duci să îi lasă că rezolvi eu situația, îmi iau eu o armă de foc bună și am rezolvat în pușc doi îngeri și am fugit, n-ai cum, n-ai cum, pentru că aici nu e vorba de lucruri pământe și de glanțe și așa mai departe. Aici e vorba de lucruri spirituale, de lucruri cerești. Și plus că o să vedem imediat ce gardă de corp are Marele Împărat. În sala de judecată n-ai voie cu telefon. N-ai ce să cauți cu ăsta acolo. S-a terminat, dom'le, ăsta nu mai are... Dacă aici pe pământ nu te lasă să te duci cu telefonul și să te în fața judecătorului. Dar ce se întâmplă dacă tu ești în biserică? Și am văzut în bisericile noastre. Stau pe la balcone ascunși după părinți și așa tastează și se joacă. Pe dacă aici, pe pământ, n-ai voie, într-o sală de judecată să te duci cu un telefon, ce vei face în fața marelui judecător, în fața marelui împărat? Într-o sală de judecată n-ai voie să fumezi, n-ai voie să mestești gumă, nu poți să minți, nu poți să-i spui am uitat, nu poți să ai un avocat dacă nu ți l-ai luat înainte, nu poți să răspunzi clătinând din cap da sau nu, nu poți să faci lucrul ăsta, acolo trebuie să spui da, să spui nu, să ți se judece faptele și acolo te vei duce fără nervi, nu poți să te enervezi. Eventual te enervezi pe tine, dar nu pe Dumnezeu, nu pe judecător. Asta se întâmplă într-o sală mare de judecată. Și mă uit, fraților și surori și iubiți tineri și iubiți copii, la sala de judecată a lui Dumnezeu. Judecata finală are un judecător. Fapte 10 cu 42. Uitați-vă ce scrie aici. Ce judecător va judeca în ziua aceea? El a fost rânduit de Dumnezeu, Fapte, am greșit, fapte 17, scuzați-mă, el a fost rânduit de Dumnezeu judecător al celor drepți și al celor nedrepți. Asta scrie în Biblie și asta este foarte clară, asta este foarte clară. Apostolul Pavel stă în fața oamenilor acelora din Atena, oameni cu capul mare. Și uitați-vă ce spune aici, fapte 17 cu 31. El a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Judecătorul este la ușă, judecătorul e în fața ta, judecătorul stă și vorbește și tu nu poți să vorbești, tu trebuie să taci. În Daniel, în capitolul 7, vede Daniel că s-au pus niște scaune de judecată și un bătrân, un îmbătrânit de zile se așează pe ele și începe să vorbească. Înaintea lui vine cineva ca un fiu al omului. Înaintea acestui judecător care vine la judecata finală, există un procuror care face plângere. Întotdeauna la o judecată este un procuror și ăsta vine și citește. Fac o plângere cu tare, în data cu tare, lor a cu tare, a spart banca cu tare. Vreau să vă spun și aici o întâmplare din zona dejului. A fost în zona dejului o familie, în familia aceasta fratele era cam zgârcit, cam lacom, cam așa ca el și a avut o prorocie, bărbatule dacă nu te vei trezi din lăcomia ta, din, fa din familia ta, din casa ta se va ridica cel care îți va risipi averea, omul nu s-a trezit, Copilul lui a crescut, a început să-l fure, l-a furat pe taiclisul, i-a furat banii, i-a furat vitele de pe câmp, le-a vândut, ajunge în Italia, fură telefoane din magazine, povestea el odată, ce am luat o traistă plină de telefoane și am ieșit cu ea și am fugit și nu m prins. Dar până la urmă l-au prins, că așa se întâmplă. Hoțul care tot fură până la urmă tot îi prins, să găsești un hoț mai mare decât el și îl prinde. Și ce s-a întâmplat cu omul ăsta? A ajuns la Gherla și acolo când era la Gerla, la închisoare în România, primește o scrisoare de la maică sa. Și în scrisoarea asta îi scrie mama lui așa, Fiule, aș dori să fiu ca și Hristos, răstignită pe cruce, străpunsă în mâini și în picioare, numai să te știu mântuit. Scrisoarea asta l-a terminat. A început să citească Biblia și acolo, în închisoare, l-a găsit pe Hristos și s-a pocăit. A ieșit în închisoare, soția lui a fost o stricată, o depravată și ea s-a pocăit și acum îl slujește pe Dumnezeu. Dar uitați-vă ce se întâmplă. Într-o zi, procurorul care face plângerea va fi conștiința noastră. Romani, capitolul 2, cu 15. Acolo spune că despre lucrurile acestea gândurile noastre se învinovățesc sau se dezvinovățesc înaintea judecătorului. Într-o zi Dumnezeu va deschide cartea asta care e ascunsă în capul meu și din cartea asta va citi se va ridica procurorul, chiar conștiința mea și îmi va zice, în ziua cu te-ai uitat la o femeie și ai poftit-o în minima ta pentru, uh, și ai păcătuit. Eu aici sunt, eu te-am acuzat atunci și tu nu te-ai pocăit, tu nu te-ai întors, tu n-ai cerut sângele lui Hristos să te spele. În ziua cu te-ai întâlnit cu prieteni, prietenii au zis, hai să tragem o țigară și te-au învățat să fumezi marihuana și ai intrat pe droguri. Eu te-am acuzat, nu te-ai trezit, eu sunt aici să te acuz la judecata finală. În ziua cu tare te-ai dus, te-ai întâlnit cu prieteni, ai jucat un joc, în urma acelui joc, ai furat, ai mințit. Eu sunt aici să te acuz. Asta se va întâmpla într-o zi, conștiința se va ridica și cartea conștiinței noastre va vorbi. 3. Martorii de la judecată. Martorii depun mărturie pro sau contra. Versetul 10 din Matei 18 vorbește despre un înger sau îngeri care însoțesc pe om din copilărie. Feriți-vă să defăimați, spune cuvântul aici, nu defăima, ferește-te de defăimare în dreptul unui copil, de ce? El are un înger însoțitor. Ei, în ziua aceea îngerul care te-a însoțit de la pruncia ta, și până la bătrânețea ta va veni și va spune, eu sunt martor că da, în ziua aceea a făcut așa, a făcut așa, a făcut așa. Martor sunt și păcatele pe care le-ai înfăptuit înaintea cerului și înaintea pământului. Chiar atunci când tu credeai că nu te vede nimeni, 1 Timotei capitolul 5, versetul 20-24, păcatele unor merg înainte ale altora vin înapoi. Ce înseamnă asta? Unele păcate smărturisite merg înainte și șterse prin sângele mielului. Alte păcate nu sunt mărturisite și le tragi după tine. Așa cum spunea fratele Talpoș odată, o să se vadă în ziua judecății unii care târăsc după ei badogele de bere, bere fără alcool, că astăzi au început să bea cocăiții noștri. Să vezi -a, cum le târăs după ei acolo. Vin în urmă, vin în urmă. Și atunci Dumnezeu zice martor. Ăstea-s martori. Și atunci martori pot să fie chiar și lucrurile create de Dumnezeu. Habacuc 2 cu 11. Piatra și lemnul încep să strige într-o zi. Extraordinar. Vedeți? Uitați-vă ce spune aici. Așa și-o dat seama un frate din Cluj. El lucra în șantier undeva și lua țigle, lua cărămiz și le folosea. Erau de aruncat, dar el le-a folosit până într-o zi când a citit asta. Păi cum să iau eu lemnele mele din podul meu și să le dau jos, să le duc iară la serviciu? Nu pot să fac asta, s-o dus la șef. Domnule, zice, uite, am luat așa, am luat așa, am luat așa, erau de aruncat, dar le-am luat și eu nu vreau să fiu tras la răspundere într-o zi. Au zis, lasă-mă în pace, nu-mi face probleme, ăștia mă dau afară din serviciu, du-te și lasă-mă în pace. Dar el a mers înaintea lui Dumnezeu și a zis, Doamne, nu vreau într-o zi lucrurile astea din ziduri și din pod să vină și să mă acuze înaintea ta, rezolvăm problema. Se duce la sora doină la rugăciune și Domnul îi spune, fă o juruință, dă o sumă de bani la săraci și după aceea vii să discutăm. Și e trei ori au zis Dumnezeu, fă aceeași juruință, dă bani la săraci, acum te-am iertat. A treia oară eu zis, acum te-am iertat, acum ești iertat înaintea cerului. Vedeți cât de sensibil trebuie noi să fim? De ce? Într-o zi se ridică martorii și încep să depună mărturie contra noastră. Apoi uitați-vă în Daniel 7 cu 10, că e vorba de un material juridic niște cărți au fost deschise, spune acolo, în Apocalipsa 20, niște cărți au fost deschise, la fel, în Romani, în capitolul 2, iarăși, Cuvântul lui Dumnezeu, după Evanghelia mea, zice Pavel, oamenii vor fi judecați. Ăsta e materialul juridic. Există un al cincilea element la judecata finală și acesta este avocatul apărării. 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 5. Spune acolo, versetul 5, există un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Și acum problema este în seara asta, l-ai luat pe mijlocitor, pe avocat sau nu l-ai luat? Pentru că ziceam, acolo n-ai cum să te duci cu arme, mai înaintea lui Dumnezeu. Hai să zicem, ești pierdut, cum cântăm noi, cu sarcini grele, ești acolo gol și tremuri înaintea judecătorului. Oare o să poți să fugi din fața lui? Uitați-vă la Daniel 7 cu 10 în jos. Scrie că un râu de foc este în jurul tronului. Păcătoșii stau acolo, cum poți tu să treci râul ăsta de foc? Cum poți să fugi când acolo de mii de ori, 10.000 de slujitori care stau și cu ochii pe tine și nu poți să fugi nicăieri? N-ai cum să te ascunzi, n-ai cum să fugi. Îs milioane, sute de milioane de îngeri acolo, să știi. Și apoi, uitați-vă, acuzații. Am citit în Matei, în capitolul 20, Capitolul acesta e numit Capitolul amuțirilor pentru că de patru sau de cinci ori oamenii amuțesc, 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 nu mai au ce să se spună lui Hristos. Și aici îl avem pe omul acesta care vine, Matei 22, îl avem pe omul acesta care vine și a amuțit, n-a mai putut să vorbească nimic, de ce? Era un inculpat, era un acuzat, era unul care n-avea haina de nuntă și vine Biblia și spune în felul următor, foarte explicit, ce îmi zici, Doamne, ce haină de nuntă trebuie eu să iau? Uitați-vă ce spune în Romani, în capitolul 13, cu versetul 13 în jos. Să trăim frumos ca în timpul zilei. Bastai că în 12 ce spune: Să ne dezbrăcăm de faptele întunericului. Și ce să facem, să ne îmbrăcăm cu armele luminii? Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu la chefuri, adică la discoteci, nu la beții, nu la cluburi, nu la curvi, nu la fapte de rușine, nu la ceartă, nu la invidie. Și versetul 14, îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos. Asta e îmbrăcămintea care se dă la nuntă. Îmbrăcămintea lui Hristos, mântuirea lui Hristos, salvarea lui Hristos, prin jertfa lui Hristos, e și tu chemat să vii la mântuire, că Dumnezeu vrea să te mântuiască. Asta o vrea Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Dar dacă eu stau acolo înaintea lui Dumnezeu și sunt un acuzat, sunt unul care am amuțit, unul care n-are haină de nuntă, unul care e judecat după faptele pe care le-a făcut atunci când trăia în trup, va fi vai, 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 plâns, scrâșnirea dinților, vierme care nu moare, foc care nu se stinge. Îmi povestea fratele Miclea, bătrânul din Fodora, am fost prieten cu el, povestea, zice, frate, am avut odată o răpire sufletească și Domnul m-a dus în iad. Când am ajuns la ușa iadului, zice, erau acolo niște îngeri cu sulițe încrucișate și le-au făcut solul Domnului cu mâna semn și m-au lăsat să intru. Era un lac mare de foc și în lacul ăsta mare de foc, acolo, înăuntru, ca peștii, zice, să chinuiau oameni, vedeam oameni cum să chinuiau, le intra, zice, focul ăla lichid prin găvanele ochilor, prin gură, în tot trupul lor, foc era înăuntru, foc era în afară, nu mai puteau de durere și încercau să iasă la suprafață. Când ieșeau la suprafață, zice, așa cum dai cu chibritul pe catranul ăla, li s-a prindea capul și de durerea aia iară intrau înăuntru. Ultru. Zice, era ceva îngrozitor, frate, n-aș vrea la nimeni să ajungă acolo citiți cuvântul acela, este o carte har din abundență pentru căpetenia păcătoșilor, e scrisă de John Banian. El a avut la fel o răpire sufletească și Domnul l-a dus în iad și zice că a văzut pe o femeie care i a turnau foc pe gură, niște demoni și au zis, ce cu femeia asta? Asta o folacomă. Și acum a turnăm aur topit, să aibă, să se sature de aur, că toată viața o dorit aur. Și strigaia, asta nu-i aur, măcar de-ar fi aur, m-aș bucura și aici în iad. Dar asta zice, e foc, asta e foc lichid, asta e lavă vulcanică, nu suport arsura lăvii acestea. Vedeți cât e de greu acolo? Și gândiți-vă, inculpații, acuzații mari și mici stau înaintea scaunului alb de judecată. Și apoi se rostește și sentința. Apocalipsa 20. 14 și 15, sentința este focul final. Și n-aș vrea să vă sperii, dar aș vrea să se gândească tinerii în special și copiii. Dacă eu sunt hoț înaintea lui Dumnezeu, așa cum am făcut eu cu cireșele mele atunci, dacă eu sunt un mincinos și mă duc și toată viața mea am rostit o singură minciună și am furat numai cireșele alea, și nu m-a mărturisit și nu le-am pus la piciorul crucii și nu le-a spălat sângele salvării, mă duc înaintea judecătorului, zice, te rog să mărturisești, ești om bun sau rău? Sunt bun. Aha, ești bun. Ai furat vreodată în viața ta. O singură dată niște cireșe la o bunică de eram copil. Aha, deci dacă ai furat, cum te numești? Nu, 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 dar eu, măi, cum te numești? Mă numesc hoț. Bun, ești hoț. Soarta hoților este focul veșnic. spune -mi, ai mințit? Am mințit, dar nu o dată. Cum se numesc cei care mint? Mincinoși. Soarta ta a doua oră focul cel veșnic. Deci, vedeți, acolo nu se poate face absolut nimic. Să trișezi, să rezolvi, să faci ceva, să te strecori, nu poți face absolut nimic. Și de aceea, oameni buni și frați dragi și iubiți tineri, acum cât încă mai sună chemarea, toate sunt gata, veniți la nuntă, nunta aceasta va începe în curând, auzim vești din țară, oamenii lui Dumnezeu, Dumnezeu care au răpiri sufletești, care au visuri de noapte și spun, nunta este gata. Mi-a povestit o soră că a fost la nuntă, a fost răpită, a fost dus acolo, mai erau numai câteva locuri, zice, le puteai număra și în locurile acelea erau așteptați încă oameni de pe pământ. Încă locul tău este acolo, încă locul tău este gol, dar dacă nu te grăbești, vine africanul ăla și se botează în locul tău și zia locul. Și tu rămâi pe din afară și ai un accident și te-ai dus, omule, te-ai dus. A fost în zona bistriței un tânăr și n-a ascultat de Duhul Sfânt. A zis Duhul Sfânt către el: Fii atent, tânărule, că diavolul vrea să-ți ia viața. Fii atent, tânărule, și n-a ascultat și l-a salvat Dumnezeu că lui îi plăcea viteza cu motocicleta, a mergea să ridica într-o rotă și doi, 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 să facă tot felul de schibiții. Și nu a ascultat și odată l-a scăpat Domnul. Dar a doua oară a intrat, cred că cu 140 sau 150 sub roțile unui tir, nu știu dacă avea caschetă, dar l-a terminat. L-a terminat și a murit pe loc. Și vine un african și l-a ăsta ia locul. Vine un african și zia ție locul. Vine un chinez, vine unul care aude abia acum Evanghelia să pocăiește cu Toată inima și îți ia locul la nuntă. Fraților tineri, fraților copilași, că vă iubesc foarte mult, îmi iubesc și copiii mei, eu aș vrea ca toți, așa cum stăm în locul acesta, să ne trezim la nunta nunților, la nunta mielului, că avem o cântare frumoasă. Când va începe nunta noastră, în dimineața fără nori? Oh, când va începe nunta noastră, pe toată întinderea albastră! va fi lumină și splendori. De fața ta strălucitoare, Iisus e drag când te ivi. De fața ta strălucitoare, s-or stinge toate, lună, soare, lumina ta le-a copleșit. Așa va fi atunci, va fi sărbătoarea sărbătorilor, va fi nulta nulților și ești așteptat și tu. O haină este pregătită și pentru tine și pentru mine ca să ajungem acolo. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Amin. Vreau să vă mai spun ceva, să nu duc cu mine. În timp ce eram acasă la fratele Omer, am văzut așa. În biserica aici în fața Amvonului, a intrat un tânăr, l-am văzut, un frate, să zic așa, un pic trecut de tinerețe, da? A plecat de aici, a plecat, a ieșit din biserică, dar s-a întors și trupul lui era schimbat. Nu mai era trup de om, era trup ca de maimuță, așa, încoveat un pic. Avea o manta în spate, o manta destul de lungă, dar ușoară, așa, ca și-o perdea. Capul îl avea ca un șacal animal de pradă. Și a venit aici avea găuri în mantaua lui și vroia să-și treacă cu mantaua lui peste anumiți tineri, să-i prindă în găurile acelea și apoi să ia și să-i ducă cu el și să nu mai vină înapoi în adunare. Și vrăjmașul pregătea pentru câteva familii. Am văzut cum scos ceapa aceea din pământ, ceapa aia verde, patru, cinci erau pregătite ca să verse părinții aceia lacrimi. Și se striga din partea lui Dumnezeu, mare atenție, să nu dați prilej diavolului, să fiți atenți la copiii dumneavoastră, să ne rugăm pentru ei, că știți cum e, dacă vine o persoană și ea și duce în altă parte, atunci suferă părinții, suferă biserica, suferă Evanghelia, pentru că ăștia sunt următorii, viitorii evangeliști. Ați auzit ce a vorbit domnul zilele trecute? Domnul vrea dintre copii, dintre tineri să scoată evangeliști, să scoată slujitori și acum diavolul să luptă cu orice preț să-i acapareze. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.